la Autovit, cel mai mare parc auto din țară. 7 zile din 7, cea mai modernă spălătorie auto din România. 5 mașini simultan într-un tunel al curățeniei. 4 minute și mașina ta strălucește. 7 zile din 7 la Autovit în București, lângă podul Vitan Bârzești. Revenim în direct la Zeitgeist, la spiritul timpului, împreună cu domnul Silviu Prigoană și în așteptarea poliției a treia. Partea economico-financiară, să ne înțelegem. Partea economică, mai avem și partea cu terorismul, Mâine partea seara, cu religia. Dar un interesator știe ce vă spune, că pe 13 martie 2009 se pregătește cea mai mare mișcare a maselor. Toți cei care au văzut filmul Zeitgeist, știți ceva? Nu va fi nicio mișcare. Nu se întâmplă nimic? Nu. Chiar în finalul filmului se spune că numai prin acțiuni de pace, nu de instigare la violență, se va rezolva ceva. Orice instigare la violență nu duce decât la a îmbogăți din nou pe bancherii planetei, care vor avea tot interesul să subvenționeze conflicte. Și sper că de data asta ne-am învățat minte ca să nu mai fim în conflict nici cu vecinul. Că s-ar putea rezervele federale să ne subvenționeze pe amândoi. Și pe mine și pe vecinul, ca să ne părâim. Și eu încă nu sunt dumirit cu ce s-a întâmplat la Târgu Mureș, cu totul că ancheta și oficială și alte anchete după 90. Deci a fost o chestie care a atacat direct armata, în care armata era instigată din nou la a lua atitudine împotriva populației. Și norocul mare a fost că ofițeri români aveau neveste unguraice și invers, și s-a planat conflictul în fașe, că putea să iasă un mare dezastru național, lucruri care au fost uitate, pentru că uitarea face parte din memorie. Ne-am bucurat că ne-am cumpărat ciungă pe credit și acum am devenit slugile sistemelor bancare. Și ați văzut că deja doi cetățeni din România au câștigat procesele cu băncile. Da, dar explicați-mi, domnul Prigoană, deci la ei 3% din bani sunt real, 97% sunt niște invenții. La fel de și în România? Peste tot, în orice sistem bancar. Am încercat să vă explic despre sistemul chinez. Ei lucrează cu acești particulari. La noi în Sărescu, pe ce particular sună să îl împrumute? Ce rezerve? Mai avem rezerve sau avem și noi știm? Avem și noi rezervele noastre, dar rezervele noastre sunt constituite într-o altă manieră. V-am spus că noi nu suntem legați direct. Noi am luat bani împrumut și banii luați împrumut au fost luați de la... Noi suntem ca un județ al Americii, ca o colonie a Americii, deci nu mai ne trebuie... Nu, dar noi am luat bani împrumut. Da. Nu înțelegeți, domnul Dan Diaconescu, că noi am luat bani împrumut de la rezervele federale americane prin Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Noi avem o datorie externă de 12 miliarde de euro sau dolari. Nu stăpânesc exact, să mă uit în ce-s constituite datoriile. Da. Păi, noi am luat banii aia, nu au fost bani dați cu căruța, n-a venit nimeni să basculeze în fața Băncii Naționale banii. Mm. S-au transferat virtual înspre niște bani cu care s-au plătit tot virtual niște importuri, exporturi, lucrări și așa mai departe. Și nu mă deranja dacă cei 12 miliarde intrau în infrastructură și aveam o autostradă. Și spuneam lui firme și lui nepotul, băi, aveți de plătit o datorie care am făcut eu, că eram prost pe vremea aia, uite 12 miliarde, dar v-am lăsat o autostradă. N-am făcut nici autostrada aia. Mm-hmm. Și veți vedea în partea a treia a filmului, care e cea mai interesantă și importantă, în care România a fost introdusă, forțat în caracatița creditării mondiale. Și pentru noi, pentru România, fac o afirmație pe care mi-o asum în momentul de față. Asasinul economic pentru România a fost Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Chiar dacă lumea se va supăra, Tăriceanu a avut dreptate acum 2 ani de zile când a dat cu frișa, acum 4 ani de zile când a spus Banca Mondială și Fondul Monetar să-și vadă de treaba lor. Și eu cred în continuare într-o clasă politică care va avea demnitatea să dea cu frit tuturor asasinilor economici care bat pe la porțile României. Ce nevoie aveam de fondul ăsta monetar? Dom'le, era o poveste atunci că dom'le, trebuie să intrăm în clubul exclusivist, că dă greutate, vin investitorii. Păi vin investitorii să ce? Să investească, să ne cumpere pe bani de nimica infrastructura și să ne mărească facturile? Că asta fac. Și o să vedeți firma Bechtel ce a pățit într-o altă țară și explică asasinul economic cu gura lui cum procedează. Uh-huh. Și ne trebuie ca viitorii oameni politici, clasa politică să fie în gardă tot timpul, să nu mai dăm cât trăim în viața noastră, să nu mai vindem nicio companie și resurse, să vindem managementul. Da, domnule, te iau manager pe petrol pe o perioadă limitată în care tu trebuie să dai niște randamente.
Păi și, de exemplu, cei care au semnat cu Bechtel acum câțiva nu văzuseră filmul ăsta, nu? Nu, cred că au fost încunoștințați exact. Ei știau, nu? Știau, exact. Cred că ei au făcut filmul. Da. Sunt producătorii filmului, semnatarii contractului cu Bechtel. Știau, nu? Da, Bechtel e un subsidiar al asasinilor economici, o să vedeți și în film că se spune clar denumirea de Bechtel. Li se arată și sigla, fără niciun fel de resentimente. E groaznic, da, ce aflăm, spune un alt. Nu e groaznic, e bine că aflăm acum. Noi încă n-am intrat în marea caracatiță mondială. Noi nu avem 120 de miliarde datorie externă, ca să fie exact cât PIB-ul. Pentru că în momentul în care datoria externă egală, echivalentă cu PIB-ul, intrăm în colaps economic. Atunci de-abia intrăm în colaps. Deocamdată avem a 10-a parte din PIB datorie externă, care eu zic că e un lucru absolut minunat, că nu ne-am întins mai mult decât e plapuma. Asta e o datorie externă garantată de guvern. Stați că mai sunt datorii făcute de primării, consilii județene și mai departe, care toate însumează și ele. Mai sunt datorii ale companiilor, mai sunt datorii ale populației. Adică datoria crește spre 60 de miliarde. Dar datoria garantată de Guvernul României în momentul de față, datoria de stat externă, e de 12 miliarde, a spus-o președintele Băsescu pe post. Uite, aici e un pasaj interesant al filmului când e vorba de datoriile astea și de dobânzi. Ei nu spun oamenilor în față înșelații sau escrocații, folosesc alt limbaj. Mișurați dobânda sau creșteți dobânda. Da, și la noi a fost plin televiziunea de reclamă mincinoasă care îți spunea vino și ia de la noi cu 0% dobândă sau vino și ia bani că îți dăm credit de refinanțare și așa mai departe, care în subsidiar s-a demonstrat în instanță că aveau tot felul de clauze în care ei puteau să mărească dobânzile când vor, nu era dobândă fixă, în care băncile puteau ca să ajungă cu cetățeanul în conflict, pentru că în afară de faptul că îi măreau dobânzile, erau tot felul de comisioane ascunse, comisioane cum o bancă a pierdut un proces cu un cetățean și a spus că a fost o greșeală comisionul respectiv care nu le-a trecut, că era defect calculatorul. Uh-huh. Dar cum dracu să defectase calculatorul, să-l fure pe cetățean și nu s-a defectat calculatorul să piardă banca? Exact, adică tot timpul se defectează calculatoarele în defavoarea cetățeanului. La fel s-a defectat contorul de gaze, la fel e prețul la gaze. Da, cum altcineva zice, domnule Prigoană, voi intra pe blogul dumneavoastră și vă voi ridica mingea la fileu oficial acolo, în ideea de a vă provoca să creați un club serios. Sunteți un om remarcabil care are tărie și caracter de a înfrunta sistemul în mod public. Deci oamenii vor să vă pună în fruntea. Deci am puține puncte în proiectele mele electorale și unul dintre ele vizează evacuarea demnitarilor din Palatul Parlamentului. Vreau denumirea să fie Casa Poporului și Casa Poporului să aducă plus valoare cetățeanului român. Deci eu nu-mi propun ca să schimb nimic pe planeta asta decât ceea ce aparține poporului să revină poporului. Chiar dacă vreau să desecretizez niște contracte din punctul meu frauduloase, pentru că se spune că sunt secrete, nu poate să fie un contract cu Apa Nova sau cu Distrigazul sau cu petrolul românesc secret atâta timp cât a fost făcut pe bani public. Dom'le, ce face unul pe banul lui și pe bani privat și pe banii lui, mă, se-i treaba lui. Dar când e vorba de avuția națională și de banul public, deja sunt interesat și eu și dumneavoastră, stimați cetățeni, care ați fost sponsorii clasei politice de la înființarea României până astăzi. Vă recomand cartea GFK, scrie altcineva, un om care a lucrat de 30 de ani în cadrul Pentagonului, scrisă în 1990, în care autorul avertizează asupra ceea ce se întâmplă în ziua de azi, nu numai despre dorința lui Kennedy de a retrage soldații din Vietnam. Momentan citesc cartea lui John Perkins, ăsta care o să apară și în film. Kennedy a plătit cu viața nesăbuința de a se pune în invers sistemului și Kennedy nu a fost dorit din motive religioase la un moment dat, dar el a pus prea multe întrebări și ce s-a întâmplat la Dallas încă planează suspiciune, pentru că sistemele de pază și securitate ale președinților de stat nu admit introducerea de armament într-o bibliotecă la o fereastră, de unde a fost împușcat Kennedy. Da, corect. Spune interesatorul, citesc cartea lui John Perkins, Confesiunea unui asasin economic. În ceea ce privește proiectul Venus, dați-mi voie să vă contrazic, acest sistem nu va putea fi implementat niciodată și este tot un fel de globalizare, dacă observați cu atenție. Deci asta am spus, că nu va putea fi implementat niciodată, dar e bine să trăim cu speranța. Nu va putea fi implementat atâta timp cât există pe planetă oameni hapsâni și natura umană. Niciun animal de pe planetă nu vânează mai mult decât necesarul lui. Niciodată nu
să vedeți un animal că își face provizii într-un frigider, într-o scorbură. Nu. Omul e singurul care e lacom și hapsân și din cauza asta omenirea nu va avea liniște niciodată, tot timpul vor fi conflicte din cauza dorinței de înavuțire și subjugare a tuturor. Nu există în cercurile înalte ale planetei, în momentul de față, oameni